Bătrânii ăștia au făcut Moldova. Din străbătrâni, nu adică eu, ca suntem mamă, dar din străbătrâni ce-au făcut Moldova, au lucrat-o. Îmbătrânirea populației este o provocare pentru mai multe țări ale lumii. Există tot mai mult interes pentru ca bătrânii să nu fie considerați drept o categorie specială aparte, ci ca un grup care are drepturi și necesități, dar și un potențial uman pentru a se integra cu demnitate în viața de zi cu zi. Cum pot fi evaluate necesitățile și posibilitățile de integrare adecvată a bătrânilor în Republica Moldova? Decentralizarea efectuată prin implementarea unor proiecte care ar ține cont de drepturile, necesitățile și posibilitățile bătrânilor poate asigura ieșirea din cercul vicios al vulnerabilității pentru persoanele în etate. Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă, cred că ca și în orice țară, Moldova este din mai multe puncte de vedere. Primul rând, protecția socială, pensii mici și minimum de existență destul de mare în comparație cu pensia medie. Sănătatea persoanelor vârstnice este un al doilea factor al vulnerabilității persoanelor în vârstă și discriminarea după vârstă. Bătrânii din diferite localități ale Republicii Moldova au diferite nevoi. Servicii medicale mai bune, cantine sociale, alte forme de asistență socială, centre de zi. Dar cum este posibil să fie identificate necesitățile tuturor? Singura soluție corectă ar fi consultarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a locuitorilor în vârstă, de către autoritățile publice locale și luarea deciziilor în comun. Programul comun de dezvoltare locală integrată a Guvernului Republicii Moldova, implementat cu asistența FNUD și UN Women, a contribuit la realizarea unor proiecte pilot de descentralizare prin prisma abilitării persoanelor vulnerabile din comunități, inclusiv a bătrânilor. Victoria Cujbă, șefa Direcției Guvernamentale pentru Politici de Descentralizare, comunică cu sute de autorități locale pentru a identifica posibilitățile de abordare a acestor probleme. Făcând o cartografiere a celor segmente ale populației în localitățile noastre, am identificat îndeosebi segmentul persoanelor în etate care, deși au o vastă experiență și pot să fie utile atât societății cât și autorităților publice locale, de foarte multe ori nu sunt antrenați în acest proces de luare a deciziilor. Sau atunci când ne confruntăm cu problemele într-o localitate, desigur că cei care pot să ajute la soluționarea acestor probleme sunt nemijlocit persoanele care se confruntă. Iar persoanele în etate, grație, uneori să spunem chiar și înțelepciunii de care dau dovadă urmare unui parcurs de viață, pot foarte ușor a identifica soluțiile necesare. Obiectivul de dezvoltare al programului comun de dezvoltare locală integrată este de a asigura ca grupurile vulnerabile din zonele urbane și rurale sărace să profite de oportunitățile de dezvoltare socio-economică durabilă. Adrian Ionescu, consilier tehnic principal al programului, urmărește în ultimii ani toate succesele și provocările acestui proiect. Descentralizarea este un proces să spunem, de autoanaliză și de reforma statului, prin care se urmărește repartizarea cât mai judicioasă a responsabilităților și resurselor între administrația centrală și administrația locală. Dacă acest proces este făcut corect, puterea este în mâna dumneavoastră, în mâna oamenilor. Autoritățile publice din raionul Ialoveni depun eforturi susținute să contribuie la soluționarea problemelor persoanelor în etate. În acest an, în câteva localități din raion, vor fi deschise centre pentru ajutorarea persoanelor în etate, proiectele fiind deja gata de a fi realizate. În raion se duce lucru de a deschide în perioada de iarnă în satul Ulmu, un azil, e perioada rece a anului de cu bătrânii, în satul Zimbreni, se preconizează de a deschide un azil pentru bătrâni. În raion se construiește centrul geriatric pentru bătrâni în satul Văsieni. Este un proiect unic pentru Republica Moldova, deci nu este azil. Bătrâni este un centru de servicii geriatrice. Asta înseamnă că el implică și activități sociale, și activități terapeutice. Este important ca ei să fie învățați cum să se îngrijească pe ei și să trăiască cu demnitate această etapă, această perioadă de vârstă.
Moș Vladimir este singur deja de 7 ani, de când i-a decedat soția. Fiica este plecată peste hotare și nu poate veni prea des pe acasă. Bărbatul nici nu-și mai amintește când a văzut-o ultima oară. Suntem singuri. Eu mă ca într-o tupic cu o gradă și ori încuiemă, ori nu mă riscuiemă, că tot una. Cu cine mai schimbați o vorbă? Da, cu cine? Cu numai cu aici, aici cât vin joia. Joia, când ne cheamă, brază, că apoi aici mai greem, mai sfătuim, mai... Unul mai cântă, unul mai aza, care... Unul și mai plânge. Și mai stăm un ceas, două aici și ne ducem acasă și ne punem iară pe gânduri. Din 2011, Centrul Geriatric din Văsieni a început să ofere servicii de îngrijire la domiciliu. Vera este una dintre beneficiarele centrului. Din cauza problemelor de sănătate, femeia abia se mișcă prin casă. Și nu mă pot mișca. Dacă taburetca am. Ce s-a întâmplat? Nu știu, că am fost la neuropatolog și a spus că zăștiblenie nerva. Cred că s-o, eu știu, un disc s-a șmutat, orice, nu știu, da, aia asta și nu mă pot îndrepta și mă prinde lumina. Și am cu scaunul, ce să fac? Femeia suferă dureri mari, care nu se ameliorează nici pe timp de noapte. Mai înainte umblam cu două bețe și era mai ușor, că eu eram în picioare, dar nu pot. Nu știu, culcată nici mai rău încă, de aia, că noaptea era greu dorm, asta noaptea aproape nici nu am dormit, sunt nopți care deloc nu le dorm. Dar așa ne-i băs, așa e bătrânețele. Unul dintre obiectivele programului național este dezvoltare, consolidare și integrare serviciilor sociale orientate spre grupurile și persoanele în dificultate. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei îi revine rolul principal în calitate de instituție de profil în promovarea și coordonarea politicii naționale în domeniul protecției sociale a persoanelor în etate. Nicolae Calmâc nu vede deloc, din care cauză nu se poate duce nici măcar la un vecin care să-i țină de urât. Doar radioul îi mai vorbește. De socială vor fi corelate treptat la minimul de existență, care va include și o serie de indicatori precum coșul minim alimentar, al familiei, a mai precizat Valentina Buliga. Vorba de a face ordine și ca banii care dă bugetul de stat să ajungă la familii, la copii, la invalizi. Nu greu, dar ce să fac? Nu văd deloc. Nu văd nimic, nimic absolut. Eu, dumneavoastră, vă aud pe cuvântul mă tale, dar eu... De văzut nu ne vedeți. Eu nu vă văd. Cum găsiți drumul pe unde să mergeți? Mi-au pus legate serme pe o gradă ca să mă pot duce la viceu, să mă pot duce până la poartă. O mare parte dintre ei au depresie. Ei sunt singuri, se simt inutili, se simt abandonați. Sentimentul de abandon este în creștere, la fel ca și la copii, de fapt fac o paralelă, pentru că copiii au plecat peste hotare, au rămas singuri la domiciliu și ei sunt în incapacitatea de a-și acorda îngrijiri și în plus se accentuează foarte mult sentimentul de moarte, că el o să moară, că nu o să fie nimeni lângă el când el o să aibă o problemă de sănătate. Autoritățile centrale susțin că sunt la curent cu problemele cu care se confruntă persoanele în etate și vor contribui la susținerea proiectelor din acest domeniu. Trebuie să promovăm și în continuare incluziunea socială a persoanelor în etate, nediscriminarea lor, să elaborăm în continuare diferite programe pentru a reduce, de fapt, sărăcia în rândul persoanelor în etate. Autoritățile publice din diferite raioane pot cunoaște necesitățile și dificultățile persoanelor în etate doar printr-un dialog bine structurat cu aceste persoane. Recent, la Cantemir a avut loc o dezbatere publică care a întrunit nu doar persoane în etate, dar și specialiști în probleme sociale, economice și autorități publice care au dialogat împreună pentru identificarea unor noi soluții pentru această categorie socială. Persoanele în etate la noi în orașul Cantemir sunt destul de izolate, sunt într-o măsură foarte mare neinformate și deja cu toții am înțeles acest lucru și câteodată chiar dezinformate,
li se aruncă așa câte ceva, un zvon pe care ei îl înghit și își fac o dispoziție foarte rea și chiar uneori poate și depresie. Rămași singuri în timp ce copiii le sunt plecați peste hotare în căutarea unui loc de muncă și a unui trai decent, în lipsa unui azil sau unui centru social, șansele de supraviețuire ale persoanelor în etate sunt minime. În timp ce unii dintre ei își scot ultimele lucruri din casă în vânzare pentru o bucățică de pâine, alții se roagă măcar cineva să le bată la ușă. Se poate? Proiectele sociale pentru bătrâni nu funcționează în toate localitățile. Uneori, lipsa de experiență sau de mijloace face ca niște proiecte deja funcționale să fie închise. Astfel, proiectul care prevede crearea unei cantine sociale pentru bătrânii și copiii din familiile social vulnerabile din satul Holercani, raionul Dubăsari, a fost lansat acum 4 ani. Până în prezent, însă, n-a fost soluționată problema spațiului, clădirea în care se află centrul fiind oferită drept încăpere temporară. Copiii mătale unde sunt? Copiii unui angle, de unul din America. Aha. Ați rămas singur? Da. Da, soția? Soția ne întâlnim de 5 ani. Moș Vasile, am putea spune că are o familie numeroasă. Are și nepoți și chiar strănepoți. Aceștia însă n-au nicio posibilitate de a întinde o mână de ajutor din simplul motiv că sunt prea departe de casa părintească. Rămas singur, singurel, pe lângă faptul că nu are cine îl îngriji, Moș Vasile nu are nici cu cine schimba o vorbă. Unicul mijloc de comunicare este acest centru, unde bărbatul vine zi de zi din clipa în care s-a deschis. Acum însă nici el nu mai funcționează. Unde vă duceți? Ce mâncați? Eu? Da. Mănânc drept de fripte. Azi că a trebuit pentru bătrâni. Eu încă tot vreme în cohoz. 48 de ani încă. Poți numai zi găurea. Și azi că a trebuit la bătrânești. Și n-ai nimeni să o iei azi casă, înțelegi? Noi, întrebarea cu cantina socială, la noi problema numărul 1. Cantina socială o hrănit până fetele de acum, cât au activat, 70 de bătrâni și 20 de copii din familii vulnerabile. Sunt oameni care sunt mai greu ca noi, trăiesc și ei așteaptă cineva să le deschidă ușa și să le dea un ceai sau o bucățică de pâine. Sau chiar un cuvânt, știți, face mult pentru un bătrân care e singurat. Noi am început să organizăm cu doamna Maria un cor de bătrâni. Știți câți bătrâni vin și parcă încep a prinde la viață. Trăiam pe placul meu, iar mama suspina zicând să mă rupi fiul meu. Ana este una dintre lucrătoarele centrului, care ducea de mâncare persoanelor în etate ce nu puteau veni aici de sine stătător. Până a se închide centrul, femeia avea doar în grija ei circa 15 bătrâni. Acum însă acești oameni sunt lăsați în voia sorții. Am bătrâni neputincioși, nu pot să margă de fiel, să nu văd cu ochii de fiel, de orbi. Da, am bătrâni tare grele pe sectorul meu, am bătrâni grele. Statisticile arată că îmbătrânirea populației afectează bărbați și femei în mod diferit. Numărul persoanelor în etate este neuniform atunci când este divizat pe genuri. Actualmente, în Republica Moldova, speranța de viață pentru bărbați este de 67 de ani și de 75 de ani pentru femei. În timp ce femeile în vârstă se confruntă în fond cu probleme financiare, având pensii și alte venituri salariale mai mici, din cauza faptului că pe parcursul vieții s-au ocupat mai mult de educarea copiilor, prestând munci necalificate, bărbații rămași singuri se confruntă cu dificultăți care țin de menaj, pregătirea bucatelor și menținerea unui regim sănătos de viață. Moș Filip a rămas singur acum 2 ani, când soția sa a plecat în lumea celor drepți. Își amintește cu gingășie de femeia iubită, care era nevăzătoare și avea nevoie de îngrijire permanentă. Acum însă el este cel care are nevoie de ajutor. O stăm, bă, o spălam, bă, o... Da, din bă, de prost, dacă, bă, faci un decuvar, bă, o pierdic, spal, bă, se... Bărbatul continuă să spere că problema va fi soluționată în viitorul apropiat. Da, și chiar nu poate să-i dă o clădire așa, că se întâia, că unde a fost pravlen, primărie, pravlenă vechi, ești poate să-i dă. Și atunci se adă cu vechi, totul se rezolvă, parcă este, avem prima, este șef statului, este primul ministru, este și el, este sunt naționalul. Condiții necesare pentru plasarea centrului sunt în 2 edificii ale satului. Noi nu numai decât insistăm aia asta clădire. Este clădirea mai la vale, tot pe drumul ăsta o leacă mai la vale, unde a fost ambulatoria.
Și acolo e gazificată, e cu mult, ca, e clădire. Ce e acolo? Nu-i nimic. Să râschești clădirea și ea că ți-i mai mare jele. Lucrătorii de la centru au fost în luna august în concediu, iar când au revenit s-au dus direct la primar să afle dacă li se dă sau nu o încăpere pentru cantină. Atunci au aflat că problema nu era soluționată. Au încercat și altă dată să intre la primar, însă spun că nu l-au găsit. Nici reporter de gardă nu l-a putut găsi la locul de muncă, deși primarul avea zi de primire. Sătenii însă insistă să vorbească cu autoritățile locale. Mai târziu, la telefon, Tudor Tanasiev, primar de Holercani, și-a motivat absența prin soluționarea unei probleme legate de apă. Primarul recunoaște că centrul ar putea fi plasat în cele două clădiri enumerate mai sus, însă acest fapt poate fi efectuat doar dacă vor fi respectați anumiți pași. Pe de altă parte, lucrătorii centrului, în mare parte, au adunat deja aceste semnături, dar se tem că oricum vor fi refuzați de primar. Aici sunt scheleturile oamenilor care șers ne dăi. Orice în social, med punctul vechi, care vedeți casa, vedeți. Ori casa Nadejda, vedeți casa model, care vedeți, avem scheleturi. Persoanele în ietate rare ori își pot apăra drepturile, din cauza faptului că aceștia nu participă la luarea deciziilor, fiind pasivi atunci când se discută soarta lor. De aceea, este substanțială aplicarea reformei de descentralizare. O caracteristică importantă pentru această reformă, aș putea spune la nivel mondial, deci o caracteristică pentru Moldova, este abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta înseamnă că guvernul se asigură că autoritățile locale sunt transparente, că populația participă nemijlocit la luarea deciziilor publice, cum ar fi în această întâlnire, și că toți cetățenii beneficiază în mod egal de serviciile locale. Autoritățile locale în acest mod sunt responsabilizate în fața propriilor locuitori, în fața dumneavoastră. Nu este greu să implici persoanele în etate. Este un lucru foarte ușor. Trebuie doar interes, trebuie doar dorință și puțin timp. Pentru că ei îți compensează foarte mult din timpul tău, alocând timpul lor propriu. Asociația neo-umanistă din Strășeni a fost fondată cu un deceniu în urmă. Până atunci, bătrânii vulnerabili din acest raion nu prea credeau că ar putea exista un ajutor dezinteresat pentru depășirea greutăților legate de vârsta înaintată. Acum acest centru deservește câteva sute de bătrâni, dar în baza unor activități foarte diverse, bazate anume pe necesitățile și interesele persoanelor în etate. Centru de zi, care se deservesc 285 de beneficiari, adică în ce constant că ei vin ziua, servesc masa, primesc o baie caldă, își spală ceva rufile, o baie publică, un ceai fierbinte, au activități de socializare și alte activități și toate astea sunt gratuite. A doua spectru, unde acum ne aflăm noi, cu 20 de locuri pentru beneficiari, dintre care 10 locuri sunt sociale și 10 locuri contraplată. Ce înseamnă contraplată? Sunt bătrânii a căror copii lucrează după graniță și nu au posibilitate să intre în acasă. Mătușa Maria se află la centrul de plasament permanent deja de 6 ani. Ea are casă, dar n-are cu ce să facă focul și este nevoită să locuiască aici. Din 8 copii, doar cea mai mare fiică își vizitează mama. Despre ceilalți nu știe nimic. Îngheța-mi în casă și m-am îmbolnăzit. Dacă nu mă lua aici, muriam. Vine doctorii, prezidatele, aici primarul. M-au dat aici. Am patru în Chișinău. Copii am, dar duș nici nu știu unde. Așa. Mai înainte prineam scrisori, posturi și între bete eu când dar acum nimic? Nu știți nimic de dașă? Numai de o fată am la Chișinău, cea mai mare fată.
Bătrânii care vizitează centrele create de neo-umanist au în continuare aceleși probleme legate de sănătate sau starea financiară, dar ei știu că în cele mai complicate situații au o soluție, un grup de oameni care îi vor asculta și le vor acorda un ajutor după posibilități și necesități. Mătușa Olga este o persoană sociabilă și are nevoie de comunicare. Acasă este singură. În schimb, la centru are posibilitatea să comunice, să-și plângă amarul, să-și împartă bucuria cu alte persoane. Eu foarte tare sunt mulțumită că vin aici. Foarte tare sunt mulțumită. Eu înainte când nu vinem aici, nu știem, suntem acasă, plângem și apnea era rău și mă lua scorea. Și... Dar de când aici vin, nu așa mi-e rău. Cum chișorul ăsta mă chinui, mă doare chișorul. De ce aveți picior? Da, nu știu, așa din sinin, de aici, din șolt, mă roade și mă trage. Și cum vă descurcați? E cum... Eu ia ca pedătorie, am o femeie la Chișinău și eu haine, pedătorie mai vând la piață. Ce să fac dacă trebuie, altfel nu e de ieșire. Practic, fiecare comunitate va fi, va avea posibilitatea să-și aleagă acei conducători care vor gospodări treburile locale și vor asigura serviciile tuturor cetățenilor. Acele soluții care sunt aduse prin documentul numit Strategie Națională de Decentralizare este și aportul persoanelor în etate, deoarece ei au participat activ la discuțiile publice, ei au venit cu numeroase propuneri, ei poate au făcut ca ochiul nostru de funcționar public să fie mai sensibil la nevoile lor, la necesitățile lor. Poate undeva au contribuit că ca acest document să fie mai ominos, mai, să fie mai accesibil, să fie un document care, pe bună dreptate, să considerăm o politică națională.